Salutare tuturor și bine ați venit din nou la Suceava 360. Sunt Tudor Hociung și astăzi vom discuta mai mult despre suflet, despre cultură. Vom lăsa puțin mercantilismul deoparte și avem un invitat cu adevărat special, de fapt o invitată, și aș vrea să-i mulțumesc foarte mult, Clari Popadiuc. Bine ne-ai primit la tine acasă și când spun la tine, chiar suntem în Teatrul Matei Vișnei din Suceava. O locație foarte interesantă, simt așa o presiune puțin pe mine în momentul de față, sper să fac față Clarei. Practic ești și tu actor acum, nu? Dacă stai pe scenă. Uite, îți voi face o dezvăluire, Clara, aș fi vrut, l-am dat să mă fac actor. Am și fost în vreo două trupe de teatru din liceu, dar, nu știu, ceva din mine m-a determinat să nu aleg meseria asta. Bine că ai ales-o tu și o faci foarte bine. O fac și pentru tine și pentru toți care nu s-au dus până la capăt cu visul. Bine ai venit, în primul rând, că spuneai că te-am primit la mine acasă, la noi acasă. Chiar am anunțat că s-ar putea să mai treacă lume pe aici pentru că e activitate în continuu în instituție, așa că dacă vom mai avea și invitați, nu ne supărăm, sper. Din potrivă, ne bucurăm, trebuie să fie cât mai natural și e bine că lumea lucrează, înseamnă că aveți activitate sau ați reînceput activitatea. Am reînceput activitatea masiv, am scos două premiere deja în decurs de o lună, premiere la care muncim cumva de la începutul anului și mai avem proiecte care urmează să fie scoase până în iulie, când se încheie stagiunea oficial. Deci, dragilor, fiți atenți, urmează surprize mari din partea Teatrului Matei Vișniec. Dacă tot am abordat subiectul ăsta, pentru că este inevitabil, spune-ne, Clara, cum te-a influențat pe tine pandemia atât din punct de vedere personal cât și profesional, cu toate că profesional ne închipuim că nu a fost neapărat tocmai ok. Nu, profesional am încercat să ne adaptăm cât de cât la mediul online. Am scos filmările de la naftalină, dacă pot să spun așa, deși nu e cazul, pentru că fiind un teatru tânăr, suntem proaspeți orice am scoate. Și am încercat să menținem contactul cumva cu publicul prin tot soiul de filmări și mesaje pe care le transmiteam, mini sketch-uri, dacă pot să le spun așa. Pastile umoristice, ca să nu ne deconectăm cu totul. Dar, din punct de vedere personal, eu sunt dintre ăia cărora le-a priet foarte bine. Adică am avut în primele două luni, cât eram și eu panicată, nu înțelegeam ce se întâmplă, mi s-a dat peste cap programul, începusem să mănânc foarte mult, binge eating, așa, adică de stres mai degrabă, cred. Dar pe urmă, din iunie, când s-a mai relaxat cumva treaba, până în iunie, bun, ca toată lumea, am citit, m-am uitat la filme, am văzut toate serialele pe care nu le văzusem și din iunie nu mai puteam cu sedentarismul, adică îmi lipsea mișcarea de pe scenă și așa, m-am apucat de sală, am făcut așa o schimbare în viața mea din punctul ăsta de vedere pe care o resimt și acum și aveam nevoie, munceam foarte mult în perioada aceea, noi scoatem în jur de 5 spectacole în fiecare an, suntem 10, suntem destul de puțini, adică automat vom fi în 90% din producții, dacă nu chiar în toate, și atunci mi-a prins bine că am luat o scurtă pauză de la activitatea de aici. Până când, la un moment dat a început să devină frustrant că nu mai jucam, cât să nu joci. O lună e ok, dar după aia ți se face dor de scenă. Da, am discutat cu mai mulți omuleți din domeniul teatrului, artistic, muzicieni și au punctat cam aceeași chestie ca și tine. În ideea că, o pauză de o lună, două, trei a fost de bun augur, dar după aia resimțeam așa puțin lipsa aia de interacțiune cu publicul, de a lua energia publicului, de a fi acolo pe scenă, de a putea să îți înțelegi colegul din dreapta, colegul din stânga, să fie comuniunea aia pe care, cum ai spus și tu, ați făcut și chestii online, dar nu e același lucru. A fost, pentru mine a fost o oportunitate că am putut să văd, de exemplu, spectacolele altor teatre, pe care altfel mi-ar fi fost greu să le văd, adică implica un drum, implica niște zile libere și așa am avut acces la niște producții fantastice, am văzut niște chestii minunate. Dar din punctul nostru de vedere, adică din ceea ce înseamnă, ceea ce producem noi, nu, n-a fost atât de
de benefic. Voiam să spun că la noi pauza a fost chiar numai până în iunie, pentru că noi ne-am reapucat de teatru. Am scos un spectacol în aer liber și a fost primul pe care... Nu, de fapt, nu primul, au mai fost două. Fix când s-a înființat teatrul, primele două spectacole erau în aer liber pentru că voiam să atragem publicul. Da, adică am mers pe lângă blocuri, jucam pe acolo cumva ca să anunțăm, domnule, s-a deschis teatrul. Dar de atunci n-am mai făcut niciunul pe timp de vară și în aer liber și așa. Și am scos Tragicomedia lui Don Cristobal Cea Rosită, care a fost așa o jucărie, o comedie simpatică care a prins foarte bine la public, au venit foarte mulți oameni pentru că și ei voiau să vină la teatru, dar nu aveau cum, instituția fiind închisă. Și am găsit, deci am încercat prin toate metodele pe care le-am avut la îndemână să nu ne pierdem și să nu pierdem spectatorii și să nu ne pierdem noi pe noi, adică să nu... Știi, te resimți la un moment dat, dacă nu joci absolut foarte mult timp, există expresia asta, domnule, ruginesc, am ruginit și nu voiam lucrurile astea. Deci e pe bune chestia asta, că dacă nu joci o perioadă, nu e ușor mână. Îți ieși din mână, așa e, nu? Mai greu să-ți recalibrezi energia fizică, energia interioară, din nou cu colegii, dar din nou, la noi nu cred că a fost cazul. Poate va fi cazul în momentul în care vom relua spectacolele pe care nu le-am mai jucat de un an, din cauza că suntem mulți pe scenă și am evitat să fim toți în același timp. Atunci cred că o să fie o perioadă de aducere aminte, dar până atunci... Va fi un rebirth, veți renaște împreună. Da. Și... Practic, la multe cred că o să fie ca o premieră, pentru că trecând atâta timp e ca și cum ai juca prima dată. Apropo de ce ai spus că ați făcut spectacolele acestea în aer liber, lăsându-le pe cele de la început deoparte, am participat și au luat din greșeală, am trecut, era undeva prin 8-5 și era destul de multă lume, agitație, nu știam exact care e treaba, dar v-am văzut pe voi acolo și mi-am închipuit că trebuie să fie ceva pentru promovarea teatrului. Dar vreau să te întreb, cum a perceput lumea ideea de teatru în aer liber? Știu că teoretic... Se spune că teatrul ar trebui să fie într-un spațiu închis, în special are o anumită doză de seriozitate, impune o anumită interacțiune mai strictă între actor și public. Da, asta e recentă de câteva secole, adică teatrul din totdeauna s-a jucat în aer liber. Că vorbim de amfiteatrele din Grecia sau că vorbim de comedia de la arte care se juca în Italia în 1000... și chiar scena elisabetană la... The Globe al lui Shakespeare era deschisă cumva, era în piață. Eu știu ce spui, sunt total de acord, doar că în ultima perioadă, nu știu, în ultima sută de ani, teatrul a devenit, sau poate mai puțin de 100 de ani, teatrul a venit oarecum așa exclusivist și la teatru mergea doar lumea foarte bună și așa era un spațiu mai sacru, mai intim cumva și nu... actorii nu prea erau încântați să joace în aer liber, să... cum era... probabil la cu 2000 de ani sau sigur la cu 2000 de ani, în sensul ăsta spuneam. Se mai făceau, erau stagiunile de vară care se făceau afară, dar într-adevăr înțeleg ce spui. În proporție mare, majoritatea lumii percepe teatru ca această cutie italiană în care suntem noi aici, unde ei sunt feriți. E foarte interesant teatru în aer liber, pentru că tocmai de asta, pentru că poate participa oricine, o gamă diversă de public. La noi, de exemplu, a fost cu intrare liberă, tocmai pentru că s-a vrut să fie un soi de cadou pentru suceveni, cumva, după perioada grea prin care trecuserăm cu toții după pandemie. Asta e cadoul, poftim. Și a fost perceput, presupun, foarte bine. Știu Da. Și... sunt oameni care vin, își cumpără bilet, e acest ritual care îi introduce cumva în starea de spectator, în starea de spectacol, sunt pregătiți să facă un schimb energetic, dar mai sunt și alții care pur și simplu devin interesați și curioși de pe margine. Ce se întâmplă acolo? Cum ziceai și tu, am văzut lume, m-am dus și eu să mă uit. Și unii rămân. Și asta e foarte interesant de văzut, cum unii sunt atrași de povestea pe care o văd acolo și, deși n-aveau un plan să vină la teatru, i-a atras ceva și am avut două fete la un moment dat care au zis că or să mai vină și le-am văzut de curând la Pisici 2, la premieră, le-am văzut în sală. Am ținut noi legătura și pe Facebook, erau două fetițe în jur de 14 ani, cred,
Și nu mai fuseseră niciodată. Pentru ele, aceea a fost prima experiență din parcul Tătărăș. Se pare că a fost turna fericită pentru că au revenit. E un semn bun. Și uite, așa îți fidelizez viitorii spectatori. Da. S-a întâmplat cu mulți. Avem mulți oameni pe care îi vedem aproape la fiecare spectacol și care revin la același spectacol să-l vadă de mai multe ori. Asta deja e... Suntem... Nu că suntem pe drum... Da, categoric suntem pe drumul cel bun. Mers departe. Nu ne așteptam în 5 ani să avem deja un public format și fidel nouă. Uite, dăm voie să te contrazic aici puțin. Din punctul meu de vedere, rezultatele pe care le aveți sunt total în conformitate și cu prestațiile pe care le aveți pe scenă. Dar mai mult decât atât, Suceava avea nevoie de o chestie de genul ăsta, avea o nevoie de o trupă de teatru, avea nevoie de cultură, de puțină educație în zona asta, pentru că o bună perioadă vedeam teatru vorba ta pe televizor și pe YouTube și era necesar și lumea, chit că nu a fost obișnuită cu astfel de evenimente, ușor, ușor și-a dat seama că trebuie să avem grijă și de suflet uneori. Orice teatru e benefic într-o comunitate. O comunitate are nevoie. O comunitate, spuneai Suceava, orice oraș are nevoie de un teatru, pentru că, da, acolo așa se și educă o comunitate. Total în, de acord. În spirit teatral, dar și în, la alte capitole, la ceea ce vorbim de cum... Adică, când vorbim de cum percepem lumea, cum... Asta e rolul teatrului, să educe, dar nu în sensul ăla, cum, ca la școală, trebuie să faci așa. Nu, pur și simplu îți arată și o altă perspectivă. Făcea cineva, nu mai știu care autor, făcea o comparație, că, domnule, teatrul e ca un diamant, care are mai multe fațete, dar ți le arată pe toate. Uite perspectiva asta, uite perspectiva asta, uite, și tu alegi. Adică e la latitudinea spectatorului ce decizie vrea să ia, dar teatru trebuie să pună întrebări și de multe ori la spectacolele foarte bune la care am fost, am primit răspunsuri la niște întrebări pe care nici nu mi le pusesem până atunci. Asta mi se pare fantastic, că vii și ai o revelație, dar nu știai că ai o dilemă până să ai o revelație. Nu știu cum să explic. Înțeleg ce vrei să spui și sigur înțeleg și telespectatorii noștri. Ideea e că am apreciat tot timpul teatrul pentru că există piese pentru fiecare om, să zic așa. Dacă ai un grad de cultură mai ridicat, există piese pentru tine, există piese grele, puternice, care țin și câteva ore, pe care sunt pentru tine. Dar sunt și piese mai, nu simple, că... Mai pe înțelesul mai pe tuturor. Mai pe înțelesul tuturor, exact. Și... automat te identifici, e greu să nu te identifici cu o anumită piesă și să-ți rămână ceva în cap și te gândești, bă, sufletul meu a fost acolo pentru 15-20 de minute, o oră jumate și eram acolo și în momentul când am ajuns în sală până am plecat, nu mai era decât universul ăsta a teatrului și era energia extraordinară pe care ți-o dădeau actorii și tu la rândul lor prin aplauze, prin plâns la un moment dat, prin zâmbet le-ai oferit actorilor. Și cred că sinergia asta e nu prea regăsești și în alte domenii, sinergia asta între public și actori. Să știi că tu vorbeai de niște manifestări exterioare mai devreme, mai e și asta. Se simte de pe scenă când lumea e atentă. Pur și simplu, deci nu se manifestă în niciun fel, dar e o tăcere care se simte din sală, dar nu tăcerea aceea a plictisului, o tăcere concentrată, nu știu cum să spun, o tensiune, semn că toată o simți, că noi nu-i vedem, reflectoarele sunt pe noi, nu vezi fețe din public sau prea puțin, nu le vezi expresiile, dar îi simți. Și chestia asta pentru noi e un motor, când vezi că toată sala e cu tine, te încarcă și pe tine și dai mult mai mult decât ai da, nu știu, când ai 5 spectatori în sală, n-a fost cazul niciodată, dar mi-amintesc experiențe din București. La un moment dat nu aveam spectatori în sală și simțeai că dai în gol, ca să spun așa. Deși spunea un mare profesor că trebuie să joci bine și la randament maxim și dacă ai un spectator în sală, pentru că nu știi cum îl poți schimba pe omul acela și e responsabilitatea ta să dai tot timpul cât poți în momentul ăla, dar să încerci să dai tot. Și realist vorbind, apropo de exemplu pe care dat acum, e realizabil chestia asta, adică te poți motiva atât de mult tu ca actor sau împreună cu colegii tăi, zicem că într-o sală de 150 de locuri
ai 2-3 oameni, poți, de motivarea aia, motivația aia ta, de unde vine, de unde poți să-ți canalizezi toate energiile alea, să spui nu contează câți oameni sunt în sală, eu voi juca la capacitatea mea maximă. E cam greu înainte de spectacol, când te pregătești și auzi că nu prea sunt oameni, zici, intri demoralizat. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori, nu pentru că nu erau oameni în sală, ci pentru că nu simțeam energia respectivă. Dar nu știu, se întâmplă ceva după ce intri pe scenă, se întâmplă ceva și, nu știu, intri în personaj. E ceva din locul ăsta și din faptul că intrăm într-o convenție teatrală, jucăm ceva care te încarcă la un moment dat fără să-ți propui. Adică intri gândindu-te că, na, fac și eu ce pot în seara asta. Îmi fac părticica mea și da, după și aia. Și la un moment dat am pățit chestia asta, să ne legăm între noi, deși n-aveam, mai ales, poate asta, că n-aveam miză. Ok. Și n-aveam miză și dintr-o dată poate eram mai relaxat și am descoperit niște chestii fantastice în spectacolele. Nu vreau să fiu idilic acum, nu se întâmplă în toate cazurile. Păi, deci revelațiile nu le ai în fiecare zi, pe de altă parte. Au mai fost și spectacole cu energie mai joasă, pentru că atâta, din nou, atâta puteam în momentul acela, toți, sau noi ca echipă, sau eu individual, sau publicul era de așa natură, se întâmplă. Dar de fiecare dată când ai un spectacol, te gândești că vrei să fie ăsta cel mai bun. Că altfel n-am mai face meseria. Mi-e și place. Bă, și place, facem. Corect. Ce vreau să te mai întreb, ai venit vreodată tristă la teatru și în timpul piesei ai uitat de tot ce, de toate problemele pe care le-ai avut și după la sfârșitul piesei ai cu un zâmbet pe față și ai reușit să-ți rezolvi problemele pe plan personal după ce ai asimilat energia asta atât din partea echipei cât și din partea publicului? Adică să-ți schimbi stările, starea de tristețe în stare de bine după o piesă de teatru? Sau după un rol pe care l-ai făcut excepțional? Să-mi schimb stările automat, facem asta când repetăm sau când jucăm, dar nu mi-am rezolvat niciodată problemele din viața personală în urma unei reprezentații sau în urma unei repetiții. Adică vorbeam de revelația aia, să nu știu, în momentul când joci să-ți dai seama că, bă, uite, situația asta poate fi rezolvată așa. Nu, asta dacă aș fi avut de descoperit, aș fi descoperit la repetiții. Că la noi la repetiții descoperim situațiile în care spuse personajele, stăm și ne gândim, nu e nimic la improvizații, ca să spun așa. Când avem spectacol, știm ce avem de făcut, știm ce stări trebuie să accesăm. Revelație în sensul de uite cât de bine a putut să iasă un moment pe care noi îl văzuserăm într-un fel și astăzi a fost cu o energie de două ori mai mare, să zicem. Dar cam astea pot să fie. Sau un accident care se întâmplă și e mai bun decât cum am repetat. Dar e o barieră care se pune între din momentul în care intri în teatru, la repetiții și la spectacole și viața personală, nu te poți concentra. Adică dacă eu aduc în cârca colegilor mei și a spectatorilor eventual dramele care se mai întâmplă și absolut în viața noastră personală și așa, nu e. Te poți folosi de memoria afectivă, cum m-am simțit eu într-un moment asemănător cu cel pe care îl trăiește personajul. Am fost foarte, să zicem, personajul, am avut o fată abandonată. Mama a plecat să muncească în Italia și ea a rămas singură și mama nu s-a mai întors, în fine. Bun, nu m-a abandonat mama niciodată, dar am simțit la un moment dat că sunt lăsată, că sunt singură, că n-am pe nimeni, că n-am sprijin, momente. Și atunci accesez momentele acelea. Dar dacă m-aș simți abandonată în viața reală, n-aș veni să plâng pe aici. Eu am de jucat comedie și încep să m-a lăsat Gigel. Nu. Se face distinția asta între viața de actor și ce trăim noi în afara instituției. Am pus întrebarea asta ușor de profan, pentru că lucrând cât de cât în domeniul ăsta artistic sau având destul de multe cunoștințe, prieteni, actori și pe la București și pe la Iași și la Suceava, am pus întrebarea asta mai mult ca să încerc să arăt lumii, să zic așa, sau persoana care se uită la noi și care nu cunosc foarte mult detalii despre meseria asta, că nu e o meserie chiar atât de ușoară și de boemă pe cât pare din exterior, adică omul civil, între ghilimele, și actorul sunt două entități și două persoane total diferite. Clar.
lumea ar trebui să înțeleagă chestia asta, că e foarte ușor să identifici pe stradă actorul cu actorul de pe scenă cu omul. Și de-a lungul experienței și vieții mele am auzit multe povești foarte amuzante cu actori care au fost identificați cu rolurile pe care le-au jucat și poate în momentul respectiv când era pe stradă și mergea cu capul în pământ, nu avea starea necesară să fie abordat prin prisma personajului pe care îl juca. Asta se întâmplă mai des la actorii din film, cred, sau din seriale. Sunt și câțiva din teatru, nu știu, îmi vine în cap Marius Manole acum, pe care îl recunoaște sigur toată lumea, dar și alții ca el. Dar, în general, actorilor din televiziune li se întâmplă asta. Actorii din teatru, cel puțin noi, mi se pare că nu prea semănăm cu ce... Adică suntem foarte aranjați. Eu la mine mă gândesc acum, joc niște doamne, rochițe, chestii, machiaj și când ies de la repetiții sunt fix boschetar. Nu știu cum ar putea să mă glumesc. Dar la teatru faci lucruri mai diverse, faci personaje mai diverse, e greu să te identifice doar după unul. Când faci un film, lumea îl vede, îl accesează tot timpul, un serial e pe o durată mai lungă de timp și îți rămâne personajul întipărit în cap mai degrabă decât actor. Clara, din păcate, ne apropiem de sfârșitul. Am văzut semnele din culise. Semnele au venit. Opriți-o! Dar... Vorbesc mult. Foarte bine, poate facem un podcast mai amplu și să discutăm pe larg mai multe chestii. Dar înainte de a ne despărți din punct de vedere conversațional, aș vrea să te întreb, să-ți cer să dai 2-3 sfaturi pentru Tudor de acum 14 ani, care ar fi vrut să se facă actor, dar a preferat să se facă altceva, din vari motive, nu că i-ar părea rău, dar era o glumă, îți dai seama, nu. Aș vrea să ne dai câteva sfaturi pentru tineri care sunt în momentul de față la facultatea de la UNEATC sau care ar vrea să dea către această facultate. Un pic, două, trei idei. Categoric nu sunt în postura să dau sfaturi. Cred că cine vrea să se facă actor sau orice altceva, o să o facă indiferent de ce impediment ar putea apărea, familie sau altele. Când vrei să obții ceva, până la urmă motivația de care zici tu și toată energia ta se concentrează înspre a obține acel ceva. Deci dacă chiar îți dorești, faci cumva și intri la facultate. Am avut o colegă care a dat de 7 ori până a intrat. A vrut foarte mult să facă meseria asta. Dar nu contează și totuși, măcar acolo, un 5% talentul? Ba, bineînțeles, da, atât, 5%, restul e muncă. Pentru că... Da, dar talentul nu face diferența între un actor mediocru, să zic, și un actor foarte bun? Dacă e un actor foarte talentat, care se bazează pe asta și nu muncește deloc, va fi ori la fel, ori mai slab decât un actor care nu sclipește, dar care se chinuie în fiecare zi să-și îmbunătățească mijloacele de expresie și... dăruirea interioară și asta, memoria afectivă, se educă, totul se educă. Deci, nu. Bun, dacă ești un actor talentat și mai și muncești, atunci ai toate șansele să fii briliant, genial sau cum se mai zice. Dar, în general, talentul e doar o predispoziție. Okay. Munca e munca și interesul și energia pe care o acorzi. Și perseverența. Și perseverența, da. Clara, îți mulțumesc foarte mult. A fost o discuție extrem de liniștitoare, aș putea spune, și de înălțătoare. Sincer, m-am simțit foarte bine. Și locul ne ajută extraordinar de mult. Și sper să ne revedem și în alte ediții. Dacă se cere, dacă vezi că se uită lumea și mai vor, mai vin. Dacă nu... Vorba ta, uneori, publicul mai trebuie și educat. Nu educat, nu. Stimulat. Stimulat? Dați like dacă vă place. A spus-o Clara, n-am spus-o eu. Păi nu, ca să ne dăm seama că așa... Sau hate dacă nu le place. Dați like și veniți și la teatru. Și veniți și la teatru, da. Vă așteptăm cu tot dragul și stagiunea asta, cât mai e din ea, și stagiunea viitoare. Dragilor, vă mulțumim foarte mult că ne-ați vizionat. Sunt Tudor Hociung. Numai bine.